În data de 30 mai 2020, ora 2:41 de minute, două echipaje specializate de stingere din cadrul detașamentului de pompieri Călăraș și autoscara mecanică de 42 de metri au fost solicitate să acționeze pe raza localității, pe strada Știrbei Vodă, la blocul M16 pentru stingerea unui incendiu de locuință. La sosirea echipajelor de stingere, incendiul se manifesta foarte violent, cu flacără și degajare de fum dens, la nivelul bucătăriei apartamentului, existând riscul de extindere a arderii și la alte bunuri materiale aflate în imediata apropiere. Au fost inundate cu fum, din cauza incendiului, atât apartamentul unde a izbucnit, cât și casa scării mobilului. În prima parte a intervenției au fost evacuați rapid din apartamentul unde a izbucnit incendiul un număr de 3 persoane, cât și alte 15 persoane care locuiau pe aceeași scară de bloc. Pompierii militari au acționat pentru lichidarea incendiului timp de aproximativ 90 de minute. Potrivit primelor cercetări efectuate la fața locului, se pare că incendiul a izbucnit din cauza unui scurt circuit electric produs la nivelul unui conductor electric din bucătăria locuinței. În urma incendiului au ars mai multe bunuri materiale, elemente de mobilier, aparatură electrocasnică și textile din apartamentul respectiv. Valoarea pagubelor a fost estimată la aproximativ 20.000 de lei. Pompierii militari au reușit să lichideze incendiul în limitele găsite, fiind astfel salvate bunuri materiale în valoare de aproximativ 100.000 de lei.